Bun găsit suflete frumoase! Astăzi am să vă vorbesc despre Nebun, Leomat, într-o dată de naștere, în reprezentarea simbolică a mamei, respectiv a tatălui. De ce Nebunul atrage atenția mai mult decât alte cărți? Pentru că Nebunul, Leomat, nu are număr, dar îi atribuim implicit numărul 22, fiind a 22-a arcană a tarotului. Așa că atunci când avem 22 într-o dată de naștere, fie în ziua nașterii, fie în anul nașterii, de exemplu, când v-ați născut în 1966, care face 22, în 1975, care adiționat face 22, 1984, 1993, de asemenea, adiționat obținem 22. Atunci când avem 22 în ziua nașterii sau în anul nașterii, care definesc în particular starea noastră de spirit, acestea sunt persoane care au nevoie de o multă independență. Au nevoie să fie originali și fac tot posibilul să înfrunte dificultățile. Cei cu 22, în data de naștere, se regăsesc ușor în acest arhetip și au de învățat felul cum să-și dozeze temperamentul, pentru a ieși din tipare, pentru a ieși din cadrele stabilite, fie de familie sau de societate. Deci, când ai 22 în ziua nașterii, în reprezentarea mamei, manifesti mai degrabă energia de a ieși din familie, să fii rățușca cea urâtă, dacă pot să spun așa, în sensul că trebuie să ieși din condiționarea familiei pentru a ieși din obiceiurile familiei și neapărat să fii original. Mai mult decât atât, când aveți 22 în ziua nașterii, sau prin adiționarea zilei și lunii nașterii, de exemplu, cineva care se naște pe 10 decembrie, care adiționat face 22. Ei bine, am văzut de multe ori, atât bărbați cât și femei, care foarte devreme au nevoie să se emancipeze de familie, să își părăsească familia pentru a face studii în străinătate. Pentru că, leomat, Corespunde cu tot ceea ce ține de călătoriile în străinătate. Deci, când este în ziua de naștere, sau prin adiționare ziua și luna nașterii, numărul 22 va exprima această nevoie de independență în raport cu familia și de a fi, în orice caz, original în raport cu familia. În timp ce atunci când energia lui 22 este în anul nașterii, originalitatea va fi exprimată în principal în raport cu comportamentul în societate. Poate fi în raport cu o profesie care poate fi originală sau poate fi vorba despre imaginea tatălui care nu este valorificată. Observăm că nebunul este cineva care își ia săculețul și care pleacă. Semnificația acestui arhetip în anul nașterii poate spune eu plec din țara unde m-am născut, mai ales dacă imaginea tatălui meu nu este prețuită. Pentru că sub piciorul său drept nu observăm a avea o rădăcină. Piciorul drept, sau mai bine spus dacă împărțim ființa umană în două, partea dreaptă este în raport cu tatăl și partea stângă în raport cu mama noastră. Cum lămat nebunul se îndreaptă spre necunoscut, imaginea tatălui nu este prețuită. Fie pentru că tatăl lipsea, fie pentru că muncea mult, fie pentru că părinții erau despărțiți, fie pentru că nu ți-ai cunoscut niciodată tatăl. Așa că, uneori, cei născuți cu numărul 22 în anul nașterii. Este posibil să nu-și cunoască tatăl, să nu fi fost prezent în viața lor, sau, din păcate, uneori, să fi murit foarte devreme în viața copilului, indiferent dacă este bărbat sau femeie. Și, prin urmare, aceasta va avea consecințe în faptul de a te poziționa în societate. Și dacă ai 22, în partea dreaptă a datei tale de naștere, în anul nașterii, sau prin adiționarea lunii de naștere cu anul nașterii, și imaginea tatălui tău nu este bine pusă în valoare, vei vedea că va fi foarte complicat să te realizezi în țara în care te-ai încarnat. Pe de altă parte, dacă părăsești această țară pentru a ajunge într-o țară străină, atunci vă va fi mult mai ușor să vă stabiliți în acea țară și să aveți o realizare socială. Vă va fi mult mai ușor să vă creați propriile rădăcini. Această lucrare o puteți face timp de 4 până la 5 ani, sau chiar un ciclu complet de 9 ani, sau poate mai mult. Și apoi, întorcându-te în țara ta de încarnare, de întrupare, acolo îți poți prelua realizările sociale și cariera. Dar, plecarea în străinătate este cu siguranță cel mai bun sfat pe care ți-l aș putea da. Și apoi, valabil atât pentru bărbați cât și pentru femei, Viața sentimentală nu este întotdeauna simplă. De ce? Pentru că atunci când avem 22 în matricea numerologică, fie în ziua de naștere, anul nașterii, în reprezentarea mamei sau a tatălui, fie adunând ziua și luna nașterii, sau adunând luna și anul nașterii, în reprezentarea relaționării cu tata, respectiv cu mama. Toată această matrice numerologică vorbește despre personalitatea, despre comportamentele pe care le va manifesta persoana în cauză. Iar pentru oamenii cu un 22 în matricea numerologică, aceștia au nevoie să fie foarte independenți, foarte autonomi. Aceștia nu sunt făcuți să trăiască o viață de cuplu. Într-o relație, preferă mai degrabă ca fiecare să aibă casa lui, menajul lui, pentru că au nevoie de libertate. Și apoi, în timp ce unul se duce în casa celuilalt să petreacă câteva zile, se simte ca în vacanță. Dar apoi, cum fundamental, are nevoie de libertatea sa, nu se poate simți închis într o relație de cuplu, chiar și cu copii, va avea nevoie de o anumită autonomie. Atunci când ai 22 pe partea dreaptă a datei tale de naștere, la nivel profesional, la nivel social, ai nevoie în orice caz de multă autonomie, independență și, în general, manifestați mai multe personalități pentru a vă crea propria activitate independentă. Este chiar complicat pentru un 22 să susțină ierarhia socială. Acesta a fost subiectul de azi pe care am vrut să-l abordez despre acest faimos 22 în data de naștere, un 22 prin asociere pentru că de altfel Arcana Leomat nu are număr. Dar ceea ce este foarte interesant ar fi să-l punem în relație cu Arcana 13. Aceasta are un număr, dar nu are nume. Și ne dăm seama că dacă am micșorat 22, am obține 4. Dacă am micșora 13, am obține 4, de asemenea, și ne-ar duce către împărat. Iată deja un alt punct de vedere de analizat acest arhetip al nebunului care, cu ghilimelele de rigoare, după ce își pierde identitatea, vrea să ajungă împărat. În unele cărți de tarot mai vechi, lămat, nebunul, se numește le fol, prostul. Imaginea este puțin diferită, dar ce este interesant de văzut este geanta sa mereu prezentă, și apoi vedem un capăt de lingură din lemn. De ce o lingură din lemn? De exemplu, în jocul de rugby, lingura de lemn o primește ultima echipă, cea care nu a câștigat nimic. Dacă ne raportăm la epoca medievală, cu lingura de lemn mâncau oamenii săraci. Cu acest animal care fie încearcă să-l împingă, fie să-l prindă, fie îi rupe pantalonii. Dar există uneori și noțiunea de a fi prins de partea sa animalică, sexuală, și că. Chiar dacă privești precum lămat spre cer și îți urmezi steaua, îți urmezi îndrumarea spirituală sau îndrumarea divină, uneori poți fi prins de greșelile tale pentru că ești întrupat pe pământ ca o ființă umană cu calități și greșeli care caută să progreseze. Dar, în orice caz, pentru lămat, când îl ai în data nașterii, faptul de a-ți revendica originalitatea este un lucru foarte bun pentru tine, și cu cât ești mai original, cu atât vei fi mai marginalizat, izolat, exclus. Am observat adesea la oamenii care aveau 22 în data de naștere că au o mediumitate pură, ceea ce înseamnă că ei pot vedea lucruri pe care alții nu le văd. Adesea își controlează mediumitatea, dar apoi își declară uneori clar auzul, clar vederea, clar simțirea și au percepții pe care ceilalți nu le au, tocmai pentru că nu sunt limitați în mintea lor sau în emoțiile lor și sunt capabili să facă lucruri destul de extraordinare. Leomat 22. Ca și destin de viață, sunt oameni care vor aduce în societatea noastră în umanitatea noastră, o privire neconvențională, care nu se limitează și care se poate deschide tocmai către alte percepții pentru a vedea lucruri dincolo de orizont pe care nu le vede neapărat toată lumea. Pentru copiii care s-au născut din anii 90, când adunăm ziua nașterii, luna nașterii și anul nașterii, și obținem 22 în reprezentarea destinului de viață, vibrația lui 22 este extraordinară pentru că sunt suflete care se încarnează în raport cu societatea noastră și în raport cu umanitatea noastră, care ajung să fie avantgardiste. Cei cu destinul în viață, în vibrația lui 22, sunt suflete care vin să zdruncine regulile stabilite ale societății noastre pentru a le exploda. Deci, în general, dificultatea pentru acești copii este mai ales la școală, să se încadreze în modelul școlii, să se încadreze în cadrul școlii, în cadrul societății. Sunt copiii care au multe dificultăți în a se integra în structuri bine stabilite și bine reglementate. Deci, dacă sunteți părinți și aveți un copil care are 22 în data nașterii, sau ca număr de destin în viață, și are multe dificultăți în integrarea într-un ciclu școlar tradițional, acest lucru este normal, și poate ar trebui să luați în considerare și alte soluții, alte posibilități de înțelegere și integrare a copilului în societate. Dar, în orice caz, aceștia sunt copiii care trebuie să urmeze o cale de viață neapărat originală. Sper că această prezentare a nebunului, Leomat, arhetipul 22, în data nașterii, va a încântat. Va fi interesant dacă veți pune întrebări sau dacă veți lăsa scris în comentarii despre felul cum percepeți voi, personal, energia lui 22 în data de naștere, ce simboluri din Arcana Nebunul vă atrag atenția și modul cum ați experimentat energia lor în raport cu mama și tata, în relația cu mediul familial și mediul social.